este tot legat de atitudinea PNL-ului, o atitudine care din ce în ce mai mult copiază modalitatea pedelistă a echipei care s-a consacrat la PDL, de aroganță, de dispreț față de cetățeni. Și vă aduc aminte cum în 2009 PDL-ul se considera tot puternic, ca în 2012 să ajungă la alegerile parlamentare să fie cât pe aci depășit de PPDD. Dar lucrul acesta, din păcate, este copiat acum de actualul PNL, care devine din ce în ce mai mult o umbră a PNL-ului trecut, liberal și istoric, și adoptă acest limbaj. Am văzut modul în care consideră conducerea PNL-ului că există un singur adversar pentru ei pe scena politică, și anume PSD-ul.